Pensiile speciale vor fi cea mai mare problemă a lui Marcel Ciolacu în momentul în care va ajunge premier. Ministrul Muncii Marius Budăi a anunțat în exclusivitate la Antena 3 CNN că va discuta la Bruxelles propunerile pentru reforma pensiilor speciale, iar varianta agreată va fi discutată apoi și în Parlament până la finalul sesiunii legislative. În timp ce Banca Mondială cere eliminarea pensiilor speciale, surse politice spun că liderii de la București iau în calcul să mărească impozitul de la 15% la 40%. Planul guvernului este clar și cred că Marcel Ciolacu a fost extrem de clar când a spus că vom avea atâtea discuții cu Comisia Europeană încât să stabilim clar modalitatea în care proiectul și jalonul să fie îndeplinit. Nu e vorba de tăieri, e vorba de a rezolva jalonul așa cum scrie acolo. Noi vorbim de impozitarea, vă rog frumos, solicitați în altă parte, eu nu am în jalon această chestie. Eu discut doar de, și practic eu sunt un integrator aici, miniștrii de linie vin cu propunerile. Noi discutăm de a face ca sistemul să nu mai poată să fie abuzat, și anume să nu mai fie, să fie vechimea aliniată, către vechimea minimă din sistem, și acest lucru este rezolvat prin creșterea vechimei de la 4 la 15 ani pentru diplomați, pentru cei din Curtea de Conturi, pentru funcționarii publici parlamentari. Înseamnă creșterea vârstei de pensionare de la 60 la 65 de ani și înseamnă că nu există posibilitatea să se cupleze mai multe pensii din acest sistem de indemnizații și pensii stabilite în baza unor legi și plătite în baza unor legi speciale.